Hai să-l uiți. Ia ziceți, ce vedem noi acolo? 40 de cutii pe Apex, a? Well, astăzi o să deschidem 40 de cutii. Să vedem și noi care e șansa să pice niște legendare din alea 40 de cutii și de ce nu și cuțitul ăla pe red, că deja pe contul ăsta au fost deschise mai bine de 100 de cutii și cred că aproape 200 și încă cuțitul ăla nu-și face apariția, deci ce să zic, unlucky account, cam așa. Chiar trebuie să zic, avem un prieten pe serverul de Discord care, nu, care s-a lăsat de Apex. Omul i-a picat din primele zile de când s-a lăsat Apex-ul cuțitul pe red, din primele cutii, ăla free de la level up. Și omul nu și-a vândut contul, lua cred că vreo 300 de euro minim pe contul ăla. Iar acum s-a lăsat și de Apex, adică nu și-a colat măcar 50 de euro sau hai maxim 100 de euro pe contul ăla. Deci, da, așa se fac afaceri. Când se lansează un joc, jucați-l try hard ca să vă pice cuțitul ăla foarte rar ca să puteți să vindeți contul cât mai repede. Pentru că după aia toată lumea are cuțit. În afară de Raven și Toto. Let's go! Hai că am început bine! Două albe și o albastră! Yay! Ce banner dubios! Încă două albe și o albastră! Let's go! Haide, haide! Nu? No? Bine, două albe și o albastră. Hai, hai! Oh, o epică? Nu? Bine. Am avut acolo impresia că văd un pic de mov. Poate că se joacă cu mine. Mamă, dar îi place, frate, să-mi dea numai două albe și albastră. Haide. Opa, epica. Vezi, am văzut în viitor. Sper să văd și o roșie. Că, nu. De ce nu? Dacă tot vedem în viitor aici, nu? Ar fi bine să vedem și o roșie. Hai, hai. Două albe și o albastră. Oh, am trecut bine acum, suntem două albastre și o albă. Oh, trei albastre. Mamă, stai că avansăm. Ha, ha. Ok. Nito la legendara. Bă, dar stai că ăsta e frumos. Nici nu știam că există skin-ul ăsta. Era să zici skin-ul ăsta pe Famas, dai flatline. Băi, drăguț. E chiar frumos. Nu l-am văzut încă pe store să pun o alternativă pe el. Dar sper să pun o alternativă pe el. Deși, sincer, și așa, original, arată chiar foarte frumos. Mi-ar place, sincer, totuși ăsta să fie în combinație cu o animație ceva. Skin-ul ăla pe Flatline, pentru că nu știu de ce, dar legendarele nu au niciuna animație. Știți voi vreo legendară care să aibă animație? E dubios cum de doar epicele au animații în jocul ăsta, iar legendarele nu. Uneori skin-urile epice sunt mai frumoase decât skin-urile legendare. Și cât am vorbit eu pe aici, mi-a dat doar albastre și albe. Încă 24 de cutii? Haide. Haide. Nu, nu, nu. Hai, hai. Nu, nu. Revenim doar... Revenim again la două albe și albastre. Ok. Două epice. Drăguț, drăguț, drăguț. A, ăsta l-am și pe contul meu. Sincer, mie îmi place mai mult pe Pomov. Arată mai interesant. Interesant. Haide, haide. Cât mai avem? 20 de cutii? Cred că mai puțin de 20 de cutii. A, 19 cutii. Am deschis mai mult de jumătate din cutii deja și...
Doar epice și o legendară pe acolo. Un flatline destul de drăguț, totuși. N-am ce zice. Ce e asta? Pe Bloodhound? Interesant. Nu știam de bannerul ăsta. Nu l-am văzut până acum deloc în joc. Știi că mai anumite bannere și nu știu cum se numesc, poziții din alea la bannere, le vezi la Champions, știi? O legendară și o epică din aceeași cutie. Drăguț! Drăguț! Bă, îmi place foarte mult skin-ul ăsta. Aduce Asimov din CS. Și chiar e frumos. Hai, let's go. Ăsta și ăla albastru. Amândouă sunt foarte frumoase. Skin-urile pe alternator sunt foarte frumoase în jocul ăsta. Hai, dude. 13 cutii, hai. Asta e cu noroc 13-le ăsta. Ți-am zis că e cu noroc 13-le. Ok, crafting metals. Interesant. Mai 9600, nu-ți dădea 800 de crafting metals înainte? La legendar? Poate știu eu greșit. O epică, legendară, epică, legendară. Mamă, stai că pică bine deja. Ăsta e printre cele mai frumoase bannere. Banner pose, așa. Încă o epică. Ok. Drăguț, drăguț. Bă, îmi place. Hai, 10 cutii, hai. Haide. Roșie. Vreau să văd roșu. Vreau să văd roșu în fața ochilor. Hai. 9. Legendară. Ok. Asta e ceva de genul să te facă să... frumos, frumos. Asta e cumva ceva de genul acum, că ai băgat atâția bani în joc și bă, ți-o pica numai albe și albastre, albe și albastre. Acum, pe ultimele 10 cutii, îți tot dă ca lume, știi? Da, nu îți mai dă. Vreau să zic că o să mai îmi dea epice și legendare acum, să mă convingă să mai băgăm bani în joc, dar nu, jocule, nu. O să-mi dai albe și albastre până la final. Așa e? 4. Ok. 3. Haide. Doi. Nu cred. Stai, am o mască din aia de somn, gen. Unde-i? Stai așa, stai așa. O punem la ochi și deschidem cu ea. Ăla-i, am găsit-o! Ultima cutie. Legat la ochi, frate. O deschid. Stai așa. Hai. Stai să nimeresc ăla. Cred că am deschis. Am auzit o legendară cumva? Ok. Bă, cred că trebuia să deschid tot case opening-ul cu aia la ochi. Drăguț. Chiar drăguț. Ok. Bă, și cam atât a fost tot case opening-ul de azi. Mersi fain că v-ați uitat și dacă vreți să mai facem case opening-uri pe canal, pe Apex, pentru că pe CS nu prea cred că o să vedeți, dar de ce nu? Poate și pe CS. Sau dacă nu, dacă aveți și alte idei de video, aștept sugestiile în comentarii și mulțumesc fain încă o dată că v-ați uitat. Nu uitați de un like și un comentariu pentru că mi-ajută ambele foarte mult și un share dacă sunteți drăguți. O zi faină să aveți, pa, pa!